natura, mereu fascinantă, un spectacol grandios de lumină, culoare și sunet. Verdele crud al frunzelor și firului de iarbă, albastrul curat al apei, feria de culori din penajul păsărilor, foșnetul frunzelor în bătaia vântului, glasul divin al stolurilor de păsări, trecerea lină a unui pește în apă, toate fac parte din măreția și splendoarea naturii ce ne înconjoară și ne oferă dezinteresat sănătate, frumusețe și bună dispoziție. Respectând natura, nu facem altceva decât să ne bucurăm și pe mai departe de frumusețea și mai ales de beneficiile ce ni le oferă aceasta. Ce plăcută e ochiului o poieniță verde cu susurul unui pârâu ce curge în apropiere și ce hidoasă e aceeași poieniță plină de peturi, sticle și mizerie. Trăim în natură și firesc ar fi să ne contopim cu ea, să trăim în armonie cu natura, nu să intervenim barbar în firescul ei. Respectând și iubind natura, ne vom putea bucura și pe viitor și mai ales se vor bucura și copiii noștri drept frumusețea ei, așa încât un ultim lucru. Iubiți natura și aveți grijă de ea!
Bună dimineața, dragi telespectatori! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Amazonia. Astăzi este duminică dimineața, cred că 4 a 7-a, dacă bine știu, și am venit la un nou concurs. Grec! Domn director! Da. La vorbitor! Da! Ce nu mă doriți? Ce nu mă doriți? Să nu bag mâna în altă parte, nu? 21. Deci, suntem pe canalul de la Păuleana, unde se desfășoară campionatul județean al Asociației Pescarilor Sportivi, unde sunt prezenți 25 de concurenți, printre care face parte și colega noastră. Fiindcă eu sunt un pic mai dur, așa că vă rog să vă prezentați că cine sunteți. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Ramona Marca și nu știu domnul Tiberiu ce vrea să facă aici, poate vrea să facă un interviu sau nu știu, dar m-a chemat aici sus lângă dânsul și am venit sigur și vom sta de vorbă cu domnul Tiberiu. Na, acum să luăm de la început cu întrebările dumneavoastră. De când aveți acest hobby? De când am acest hobby? Da. Aproximativ de 8 ani, când soțul meu a început să pescuiască, de fapt pescuise și înainte, dar am început să mergem pe diferite bălți împreună cu copiii, cu familia și atunci microbul ne-a prins tot mai mult, tot mai mult, după care sigur ne-a plăcut foarte mult și atunci și în afacere ne-am reprofilat pe acest lucru. Deci nu se poate spune că ați moștenit din familie. Nu. Că tati nu pescuiește, nici mami nu pescuiește, nimeni. Deci înseamnă că domnul a fost cel care da, el, da, sigur, și împreună cu toți și acum. Da, acum pescuim toți, toată familia. Tocmai asta vreau să spun, că mi se pare că și copiii. Da, și copiii concurează la diferite concursuri și pescuiesc, mai ales băiatul. Băiatul tot timpul, mami, când mergem la pescuit. Chiar vă dau un exemplu, data trecută era duminică, i-am promis, uite că duminică mergem, pentru că sigur și noi muncim toată săptămâna. Și venise duminica și am promis că mergem la Dara și duminica a fost o ploaie de numai și vânda, mami, mi-ai promis, așa că am mers împreună noi doi pe Dara la pescuit. Bine, să vă întreb că unde e soțul? Soțul vine puțin mai târziu cu copiii, da. Pentru că copiii dorm încă la ora asta și ne-am culcat târziu. Aseară am zis că n-are niciun rost să-i trezesc așa de vreme, așa că da, vor veni și ei, sigur, deci, abia așteaptă. Ca să nu vă rețin că mai aveți un minut înainte de a intra în concurs oficial, așa că ce doriți dumneavoastră pentru pescari sătmăreni? Pescari sătmăreni, că eu doresc mai multe lucruri, deci eu am de comunicat foarte multe lucruri pentru ei și mai ales faptul care mă nemulțumește este mizeria lăsată după ei, dar totuși anul trecut țin minte când am venit aici la Păulean pe canal să la concurs să pescuim, atunci era o mizerie de nedescris, flacoane, deci de toate, mizerie, hârtii, pungile de năs, tot. Nu știu dacă ține minte Tiriba, ci că am stat înainte de concurs o jumătate de oră și toată lumea au adunat în saci mizeria. Bine, dar față de anul trecut. Dar față de anul trecut, uitați-vă, acum este curat, este frumos. E bine că mai vezi câte o pungă, nu zic de nadă, sau câte o cutie de viermișor, dar totuși... Deci ca atare, deci doriți, deci înseamnă că pescare să fie mai disciplinat, să aibă grijă de natură, să... Da, dar să asta înseamnă că să... Da, da, să da. Ar fi bine să fie sigur. Și pe lângă fir întins, ce mai doriți? Pe lângă fir întins? Păi nu știu, sigur, fir întins, rahat pe băț sau pe fir, cum se mai spune, și sigur, mult succes la toți cei care concurează acum și sperăm că, adică eu sper că și eu voi ajunge puțin mai sus undeva, pentru că tot timpul la asta tind și încerc să... Domnul Loli Horăsti m-a ajutat foarte mult în acest lucru, cu foarte multe sfaturi, nu numai pe mine și pe fete. Și s-a văzut rezultatul la concursul trecut. Corect, dar eu vă doresc să aveți multă sănătate. Mulțumim, sigur, aia e cel mai important, sănătatea, pentru și că dacă nu este... Ceea ce ați început să vă continuați în continuare, eu cred că suntem pe un drum bun. Păi da, așa este, așa să fie. Să rămână. Mulțumesc pentru interviu.